Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din Devil's Hunt. Oameni buni, aparent, nu știu, jocul ăsta v-a trezit interesul și a zis, bă, Bob, chiar dacă e așa cam, știți voi, de buget, cum s-ar zice, pare interesant și ar merita, adică, dar totuși, dacă e o serie scurtă, de ce să nu o facem? Deci, pentru cei care n-au văzut primul video, o să fie un playlist, oricum, cu Devil's Hunt, deci dacă vreți să vedeți toate videourile din serie, o să fie toate acolo. Și să știți că, na, primul video nu mi se pare că nu este pus cu, știți voi, numărul 1 și tot așa și chestii genul ăsta, ci este Moldovean încearcă Devil's Hunt. Motivul pentru care am zis, bă, hai totuși să-i dăm o șansă jocul ăsta e din cauza că, na, voi mi-ați spus că veți neapărat să vedeți mai mult care e ideea cu el. Și, pa, na, sunt și eu curios dacă e ceva de capul lui mai târziu sau nu. Ok, văd că facem practice aici. Da, ne antrenăm să mergem la box după ce în prima misiune am bătut deja un demon dubios și diverse chestii genul ăsta. Acum eu sunt curios care e adevărata poveste din spate aici, gen cum a ajuns Gagiu să aibă puteri, care e ideea de la final și cred că cel mai probabil are ceva legătură cu Gagicăsa și că probabil se duce să o salveze pe Gagicăsa gen în stilul Dante's Inferno, dacă stați bine să vă mai aduceți aminte când am făcut seria de Dante's Inferno. Ia zi, mă, deja am fost teleportați aici la club. Normal, hai să ne îmbrăcăm frumos pentru luptă. Ok. Ok. Now I'm ready. Ia să vedem. Cu cine ne smarduim aici? Ok. N-avem opțiunea de alergat? Ok. Speram și eu să putem ajunge mai repede într-un punct, dar văd că nu. Mai ceva aici. Uvu, ce chestia e? Grand Fight, Fresh Contender versus our homeboy. Cine-i cine? Eu sunt Fresh Contender, nu, eu sunt ăla că a zis că mai luptăm, știi, că mai luptat sau ceva genul ăsta, ok. Și ne mergem aici la ușă? Nu e ușa. Cred că acolo unde e exitul ăla probabil. Hai că urmărește muzica, știi? Da, aici am o dreptate. Ia să vedem, care-i șpilul. Focus. You got this. This fool's gonna go down like all the others. Dacă tu zici, eu te cred. Și acum parcă vezi că ăsta are de fapt ceva puteri magice și o să ne bată și asta o să ne trezească interesul și de fapt ne fură Gagica. Sau noi îl batem, face asta un pac cu dracu și ne fură Gagica. Mamă, ce freză de polistiren are băiatul ăsta. It's time for tonight's main event. All bets are now closed. In a few moments we will see which of these fine fighters Lady Luck is going to smile down on tonight. Okay. Will it be our hometown hero? Deci noi suntem hometown hero. Challenger from out of town. The Saw. Nu mare. De ce are freză de polistiren, eu nu înțeleg. Oh my god, e Tony Stark. The fuck is he doing here? Oh shit. Ok. Hai că are și cameră bună jocul ăsta dacă e. Mamă, e incredibil. Am atât de multă forță. Săracul n-are nicio șansă. Ora, 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 ora. Easy, oh oh. Hei, am avut dreptate. Una din cele două chestii. Oh, shit. Ah, ok. Ce mai luptă? Oh, what the fuck? Magie! Oh, dar ce mai luptă a fost și asta, frate, gen țac, țac, două scheme, țac, țac, două scheme și aia a fost. Can you hear me? No, car n-a durat mult. S-ai de apreciat? Chiar n-a durat mult, lol. E doctorul. De ce trebuie să faci prim plan pe... tenisului? Oh. Ever be anything other than a burden?
First, I'm cleaning up the mess you made in my company, and now getting your ass handed to you in front of all my friends and colleagues. The only good is your mother didn't live long enough to witness this failure. Sir, please step aside so I can do my job. You can talk to the patient. There's nothing left to talk about. You're going to be all right. Ice it and keep it clean. Dizziness should wear off soon. My dad. That. My father. It's my father. Cineva clar n-a fost la lecție de voice acting, though. Și nu vorbesc de mine aici. Ok, wow. Ia, stai, vreau să văd dacă s-a... uite, mă, care au păstrat vânătăile. Ia zi, au furat-o pe gagică sa. Adică de obicei asta e plotul, știi, gen... Gagiu cu super puteri. Cumva vrea să zbune pe Gigelu care e aproape la bătut sau ceva. I don't know, ceva genul ăsta, iar se duce după cel mai prețios lucru al lui, adică Gagixa. Or familia, știi? Încolo era dormitor, să când să stau grav. Ce teroare. Hai că da. Oh, nu, s-a întâmplat ceva magic. Mă întreb oare ne-a dispărut prietena? Ah, nu. Mai rău de asta. Nu pare foarte surprins sau afectat. Shit, it's not what you think, okay? Nici ea nu pare foarte afectată. Where do you think you're going? Desmond! Listen, okay, it's not what you think. You're dead, motherfucker. Oh, zici că e făcut de către ceva, nu știu, vlog de la sketch obosit. What the fuck, man? What the? De ce? Am fost lovit cu... Okay. Dar sunetul de impact, alea n-au avut buget, cred că de sunet de impact, boys, cred că aia a fost. Păi și acum cu gadgeta asta ce faci? Bă, dar aia nu vine să zică nimica? Alo? Oho, păzea. Ok. Conduce cu 50 la oră. Ce urmărire e asta, frate? A dome, huh? It's just the most important fight of your career. Will Kristen be there? How romantic. Da, viteza tot la fel a rămas. Ah, o face pe schema și vrea să moare. 160 de ore, stai așa. The only good is your mother didn't live long enough to witness this failure. Da, average-ul nu crește. Wow. S-a aruncat într-o mare de ceață sau ce s-a aruncat acolo? Oh, era apă. Oh. Îmi pare rău, Armor, am să critic jocul ăsta pe cât de mult posibil. Îmi pare rău, asta mi se pare mie amuzant. Ei, măcar în stadiu să arată lichid, înainte de ce că e gaz să fiu eu, dacă nu. Să știu cum e buruiana aia trântită fix acolo. E bine? Ce sună ta dubioză pe fundal? N-am înțeles dacă era loading screen sau... Pana mea, nu vreau să fiu rău, dar serios, n-am înțeles dacă era loading screen sau chiar era cinematic, de asta tot așa mult acolo întins. Bă, planul de a te omoră nu prea a mers. Și ești la fel de întreg ca atunci când înainte să te arunci de pe pod. What the fuck, cum vine asta? Și unde am ajuns acum dintr-o dată?
And Yad. Oh my god, I got more than Yad, boys. Asta e tot ce trebuie să faci, să ajungi în Yad. Ah, sunt 7. E Adwell din Assassin's Creed 4. Dar că probabil n-are accentul ăla blanao. Oh. Huh? Huh? Scuze. Fața tipului personajului principal face cumva ca personajele din Mass Effect Andromeda să aibă emoții. Pare rău. Dar imaginați-vă, gen, el se aruncă și se aruncă cu fața asta. Ah, ce tare. Deci uitați-vă la el. What the fuck? What the fuck was that? I'm getting out of here. Eu înțeleg dacă are vreo emoție sau pur și simplu are dureri de față. Sau ceva genul ăsta. The fuck are those? Te smardoiesc, bă? Bă, că știm să parăm de alea magice, ești nebun? Ce trebuie, mă, super puteri, că te descurci. Ia uite, vin mai mulți, vin murloci de ăștia aici. Oh, gardă mă nimerea totuși, știi? Easy peasy. Normal. Trebuia să zică pe aia cu Kansas, boys. Aia nu se aruncă și aici? Nu vrei să ne batem, bă? Adică pe aia, cred și eu. E ok să fii și pacifist. Uite ăștia o să vrea să ne batem. Sau... nici ăștia nu vrea să ne batem. Oh, nu! Nu, e doar pădurea amazoniană, boss, e ok. Ok, face sens. N-arată natural. E, cum să nu, man? Chestia asta se întâmplă fiecare zi. Hai măcar să vedem jos ce-o fi. Frate, dar indicatorul ăla de interacțiune e așa de gigantic. Eu, what the fuck, ăsta alea? Bă, am să le dau puncte bonus pentru design, mă, măcar era că semi... ok. Dar efectele, doamne sfinte. Hey! Leave that... that's something alone. What? Stai, ho! Ho! Prima ta reacție, când vezi o creatură gigantică mâncând o altă creatură micuță și foarte dubioasă, e: hei, lasă chestia aia în pace. Ce ești tu? You are one ugly motherfucker. Hey, back off. You do that one more time, I'll shove that stick right up your ass. E că înțeleg că vrea să moară, dar e asta. Funny. Wow, îl batem pe ăsta și n-am putut bate pe gagiul ăla de, cu boxul mai devreme. Ce mizerie asta. N-am dor să știi. Frate, nici iadul mai e ce-a fost, vere, mă jur. Până și demonii s-au făcut din plastilină și sunt degeaba. Bă, băieți, sunt degeaba. Dar rău de tot. Oh my god, opriți sunetul ăla, serios acum. Înțeleg, gata, băieții ăștia s-au plictisit să mă bate, am bătut pe 4 dintre ei și gata. Jeez, that stinks.
să știi, nu-i de la mine, cred că e de la joc. Îmi place cât de, cât de low budget poate fi totul, sau ce obțin cât de stereotipic și tipic în același timp poate fi totul. Ok. Oh, wow, finally, mai bat, nu știu cu ceva. Cred că combatul e cel care excelează momentul ăsta, cât de blanau e. Cea mai blanau combat pe care l-am văzut în viața mea, să fiu sincer. Stai, pot să merg prin două locuri. Posibilități noi de explorare, iau-o pe asta, bă. Mă trebuie să găsim și noi ceva interesant sau nu știu de folosit. Wow. Și să, ca să respire ai nevoie de aer. Interesant. Adică nu crezi că locul ăsta seamănă puțin cu iadul, cumva, nu țin chipul care trebuie să fie gen durere. Or probabil, you know, common sense vine mai greu. Yeah, right. Oh. Burning forest. Ai văzut scena asta undeva? E ca în God of War când intră el în prima oară Kratos în portalul ăla sau ceva. Ba da. Doar că data asta e mai maronie treaba, acolo era mai albă. Da chiar că... Știi că nu mai ai pe nimeni pe care să ți-l dorești în viața ta. Cred și eu că primul lucru pe care îl strigi, damn. Mamă, nebunie. Oh, nu! Nu putem urca pe aici, este interzis. Pe aici trebuie să urcăm. Surprise, assholes! Dar cum sunt, ăștia sunt de foc acum, știi, gen surprise, assholes. Oh, dacă orice mișcare poate fi blocat, deja nu știu ce e mai ușor în jocul ăsta. Ok. Și așa, bagă-te pe acolo, că sigur o să găsești ceva. Ia uite unde, într-o dată s-a trânat pădurea. Așa, care credeam că e mall aici. Hai mă frate, să apăs butonul ăsta pentru orice chestie, puii mei. Au, uite, e frasul ăla. Sunt surprinzător, bă, că pot să-l și parez. Mamă, dar nici că poți să te oprești în animație, mă jur. Greu, greu inamic. Să știți că mi-a luat foarte mult să-l bat. Bine, măcar nu trebuie să explorezi ca să descoperi chestii, ci pusim doar să te joci. Ia uite, mă! Iar e Morpheus aici, într-o dată. De ce arăt ca E.T.? You've made it. Finally. Oh, I'm sorry. Did I keep you waiting too long? Listen, I don't give a shit where I am, but if you don't take me back, right now... Let's go. He's waiting. Scuze, e cam târziu, noapte și de-aia. Who's waiting? Moartea? What is this place? How do I get out? Muzica e drăguță, măcar, știi? This muzica, măcar, e spot on. This is hell. Arată ok. Aici e muzica furată din vampir. So it's real. De ce ai acceptat așa de repede faptul că ăsta e iadul? Nimeni niciodată nu acceptă din prima că ăsta e iadul. Lumea cel mai zice, oh, că nu cred. Că-s demon și uite chestia, totuși nu cred. Oh, merge la satana direct. Hei. Asta e drăguț. Mamă.
Parcă aici că a fost un fel de Zawardo dintr-o dată, nu știa că Dio e negru. You gonna meet Satan. Păi, introduce-mă. I'd love to see it. Oh, you gotta be fucking kidding me. Wow! Nici măcar nu e faza, băiatul, îmi place tipul ăsta. Cred că zici că am mai fost în ea de câteva ori zilele astea. Teleportation tutorial. Ia, mă. Wow! Am mai văzut asta undeva. Bă, designul per total e mișto. Cred că un an de development în plus cu echipă cea mai mare și talentată ar fi ieșit o chestie bombă. Dar am văzut că jocul are undeva la vreo 4 ore, deci... Au. Dar nu, ar fi ieșit o chestie bombă. Imaginați-vă jocul ăsta dacă o grafică de Devil May Cry. Și cu un plot de Devil May Cry mai bun. Savior and Destroyer. It's been a long time. Come closer. Huh? Don't be afraid. Ah, you are safe. For now. My lord, forgive me for the delay. I sent Sawyer to make sure everything went smoothly. I have to say, I'm feeling disappointed. Do we know each other? We do. Although, you might not know. Cred că e prietenul nostru care ne-a așa de fapt prietenul. I've had countless names across the eons, but you will know me best as Lucifer. I created all that you've seen here, every beast. Lucifer nu era atât, da, și era un, și avea gen here, telekinezie și drăcie. I am the creator, but I want no throne. I do not seek separation. The Forsaken here are no different from me, hunted as I am. Unworthy of their lord's love as I am. Forbidden from heaven as I am. Like me, they are here for all eternity at the mere whim of God! Well, how do I get back? Back home. Vlad, ce l-a băgat în seamă. Back? Oh, that's very funny. There is no back. You're evil, and this is hell. It's where you belong, Desmond. You've committed suicide. Oh. And that's a one-way ticket. Besides, I don't let the damned out of hell. It just looks bad. Parcă e God of War, știi? There must be a way. Just tell me what it is. Well. What if I offered you a job? Oh. I'd do it. But wait, what is it? I want you to bring me souls, Desmond. The souls of bad, bad men. But we could start with your friend, Embry. What he did demands punishment. No. I can give you the opportunity to be his executioner. If you agree to work with me. V-am zis, plotul e ok, dar cât de cât. Puțin mai multă muncă și-ar fi și ceva drăguț. Yeah. Yeah, I agree. I'll do it. Nu mă miră. Smart move. Now, for the formalities. Oh shit, e Cartus. Pasă râ, Cartus. Cum a spus, muzica e alea că spot on, e bine pusă. Designul... The one who lost his life returns to see. Oh my god, în sfârșit are emoții, caracterul îmi place. What? What are you talking about? O să te atingă cu degetul ăla mare. Ia... Ha?
What have you done? Stop it! Stop it! Create your thoughts, Harry! On Earth, as the savior or the destroyer, to fulfill his destiny. Best animation ever! God, nici fața lui nu poate să exprime o emoție pură, nici dacă s-ar chinui, frate, mă jur. Și jocurile cu Mario au expresiv așa, mai ok, Jesus Christ. Ah, ia uite. Ah, e una mai mare ca mine. 26 de ani. Oh, nu, e ca Undertaker, se sune cineva gongul. Hai nu, mă amuză prea tare că mi-ai făcut jocul ăsta. Știi, exact cum sunt alea din Bollywood, frate, filmele din Bollywood. Ce scrie acolo? A, gen, cine a fost la mormântul lui sau ceva de genul ăsta, cine a dus flori and stuff. Chapter 4, nu știu de am trecut prin toate alea. Ok, boys, păi cam asta ar fi tot pentru partea asta din Devil's Hunt. Dacă chiar v-a plăcut jocul ăsta și vreți să dați mai multe nebunii de astea așa top-notch, nu uitați, dați like, subscribe, share și comment și ne auzi data viitoare. Pa, pa!